Duminică, părinții băiețelului au solicitat ajutorul unei ambulanțe după ce copilul lor a început să se simtă rău. Starea de sănătate a micuțului s-a înrăutățit în mod rapid, la scurt timp survenind decesul. Cu lacrimi în ochi, tatăl acestuia acuză medicii de pe ambulanță că nu au știut să-i facă celui mic masaj cardiac. Medicii de pe ambulanța Târgu Jiu nu au știut să facă un masaj cardiac copilului. Au trebuit medicii de pe elicopter, cu asistentul de pe elicopter, să dea jos cu toată aparatura necesară să-i facă un masaj cardiac copilului, să-l aducă într-o stare în așa fel încât să poată să fie transportat la București. Tatăl povestește că, la o lună de la naștere, în urma unui vaccin, copilul a fost diagnosticat cu meningită bacteriană. Acesta a urmat un tratament, scăpând ulterior de această boală, însă a rămas cu o hidrocefalie tetraventriculară. Acestuia i-a fost montat un șunt, care se pare că le-a dat bătăi de cap cadrelor medicale. De fiecare dată acest șunt se înfunda. Mi s-a spus că dacă nu dorim o internare permanentă, să mergem să-i facem un tratament copilului acasă, să continuăm tratamentul copilului acasă. Am dat o semnătură că nu dorim acea internare permanentă, doar că medicul nu ne-a spus, domne, s-ar putea să aveți probleme cu șuntul, haideți să vorbim la București, să vă trimitem la București. În momentul în care voi termina cu mormântarea copilului meu, voi merge să cer socoteală celor de la ambulanță, de la Târgu Jiu. Tatăl consideră că dacă băiatul său ar fi fost trimis încă de vineri în capitală, acesta ar fi trăit și în ziua de astăzi. Autoritățile gorjene au demarat acum o anchetă pentru a stabili dacă spusele părintelui se adeveresc sau nu. Venise pentru o scurtă perioadă de timp la Târgu Jiu. Pot să spun că la ordinul domnului prefect deja am demarat ancheta de ieri, în sensul că eu am fost personal în secția de pediatrie și m-am interesat. Problema este că s-a prezentat în spital cu simptome minore, cu vărsături, cu, să zicem, o stare generală alterată. A refuzat internarea continuă, deci a avut internare de zi. Ca să-i se facă analize, ca să facă un tratament, a plecat la dorința părinților, deci există o semnătură în acest sens, care este foarte importantă într-o anchetă, a plecat la domiciliu. Când a revenit, starea era gravă, cu convulsii, cu multe fenomene care depășeau secția și imediat, deci într-un timp util a fost, s-a făcut transferul interclinic, mai ales că era așteptat, trebuia să meargă și era cunoscut la Spitalul Bagdasar Arseni. Tatăl copilului vrea să îi se facă dreptate, iar cei vinovați să plătească.